Ivanova, în toamnă, Partidul Comuniștilor a organizat mai multe proteste sau așa numită Revoluția de Catifea față de summitul de la Vilnius, față de mai multe proiecte de legi adoptate de legislativ. Ce ne pregătiți pentru această primăvară? De la bun început vreau să vă spun că Partidul Comuniștilor nu a protestat față de summitul de la Vilnius. Partidul Comuniștilor a protestat față de acțiunile dezastroase și chiar discriminatorii față de propriul popor atunci când a mers la Vilnius. Deci noi am protestat față de faptul că documentul care urma să fie parafat, el nu a fost discutat și nici măcar văzut nici de corpul diplomatic, nici de deputați, nici de miniștri, nici de societatea civilă. Și lucrul acesta clar lucru că ne-a afectat foarte mult, deoarece eu acum înțeleg, citind acest document, înțeleg ce s-a ascuns. Și într-o țară cu democrație care pretindem noi să fim, urma ca documentul care urmează să fie parafat la summitul de la Vilnius să fie pus în discuție ca să cunoască și agricultorii ce așteaptă, ca să cunoască și cei din sectorul deci, agrar, învățământ și multe altele. De aceea, față de aceste lucruri, de altfel, într-adevăr, discriminatorii față de propriul popor, noi am protestat. Și dacă intrăm în esența deci acestui document, acestui acord care a fost parafat și urmează să fie semnat, deci eu vreau să spun că semnele de întrebare care au fost, ele rămân, fiindcă ele sunt foarte multe și sunt destul de grave chiar. De exemplu, dacă vorbim de titlul 7, eu chiar vreau să vorbesc cu date din acord. Deci, din acord care stabilește cadrul instituțional potrivit căruia, deci odată cu semnarea prezentului acord, va fi instituit așa numitul Consiliu de Asociere, UERM, deci, care va fi format din 28 de miniștri europeni și un reprezentant al Republicii Moldova. Deci, Consiliul respectiv va avea ca sarcină controlul, monitorizarea, deci cum se implementează prevederile acordului, ceea ce va fi deja obligatoriu pentru Republica Moldova. Și închipuiți-vă, vă rog, imaginați-vă după ponderea numărului de membri, în favoarea cui se va lua decizia. Dar deciziile poate să fie în orice domeniu, de a închide o întreprindere sau de, deci, din domeniul agricol. Și în cazul dat, deci, este se încalcă drepturile suverane a statului nostru, deoarece soarta noastră va fi decisă de altcineva. Este un articol și un capitol întreg unde era necesară o audiere publică, o discuție cu publicul larg și cu specialiștii din domeniu. Sau dacă luăm alt titlul 2, aici în tot acordul noi găsim perle foarte, foarte, vreau să spun că chiar dubioase și care afectează direct statul Republica Moldova. Deci aici este vorba despre intensificarea cooperării în domeniul politicii externe, parcă s-ar părea că este ceva normal, dar odată cu citind așa printre rânduri, se vede foarte clar participarea misiunilor noastre la operațiunile militare. Este vorba de statul de drept, de încălcarea statutului de neutralitate Republicii Moldova. Nemai vorbind de articole care deci arată lista concesiunilor, cedărilor din partea Moldovei, atunci când este vorba de import-export. Deci dacă vorbim de exportul de Republica Moldova, ceea ce pentru noi este, cunoașteți problemele care le avem existente și cu vinurile și probleme destul de serioase, în cazul dat, noi suntem limitați, avem restrângeri foarte, foarte mari. Noi avem cote respective pe fiecare produs. De exemplu, cum ar fi roșii, castraveți, mere, deci ouă și multe altele. Dar atunci când vorbim de lista importului, adică cederilor din partea Republicii Moldova, este o listă foarte impunătoare, deci dacă o să vreți să vă uitați, o să vă uitați, eu am aici o versiune deja și în limba de stat, este undeva pe vreo sub 40 de pagini și aici găsiți tot absolut. Și carne, și brânzeturi, și vinurile doar sunt pe 7-8 pagini.
Este vorba de vinuri din Bordeaux, vinuri din Veneția, vinuri din Germania, vinuri din Portugalia, la un preț de 0,5 eurocenți litru. Adică, imaginați-vă în ce situație și în ce stare va fi producătorul autohton. Și atunci când noi vorbim de cota produselor care noi le putem exporta, noi înțelegem foarte bine că nu suntem competitivi pe piața europeană, deoarece acolo sunt standarde foarte dure, indiferent de calitatea gustativă a produsului, sunt standarde, cum trebuie să fie acea roșie sau acel măr, cât trebuie să aibă în diametru, cât trebuie să fie codiță și așa mai departe. Adică mărfuri care nu sunt competitive. Și din punctul ăsta de vedere, iarăși, urma ca să fie deci, dezbătute în public aceste articole. M-a mirat foarte mult un alt articol, ceea ce ține de scutirea în unele cazuri sau reducerea taxei vamale pentru îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, lingerie uzată. Închipuiți-vă, aici unde ar trebui să fie restricții, deoarece suntem împânziți cu second hand și cu toate mărfurile de acest gen. Noi discutăm de taxă și permitem ca în Republica Moldova să intre deci, tot felul de așa genuri de produse. Foarte dubios mi-a părut și articolul 12 din acord, care reglementează domeniul agricol. Aici se face referință undeva la vreo 50 de directive și dacă intrăm în esența directivelor, ele sunt, nu vreau să spun că este ceva rău, dar ele sunt foarte greu de implementat. Și noi ne asumăm obligațiunea ca în 4-5 ani să implementăm aceste directive. Ca să fie clar pentru dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, uitați-vă, doar o directivă în domeniul apelor, ce prevede. Deci ea prevede indicatori clari la deversarea de pildă apelor uzate. Așa? Pentru a atinge indicatorii respectivi, deci eu dau un exemplu foarte simplu, ca să fie înțeles pentru toată lumea. Pentru a atinge indicatorii respectivi, noi trebuie să schimbăm sistemele de canalizație, sistemele de apeduct, sistemele de epurare a apelor și multe, multe, multe altele. Deci este ceva foarte, foarte costisitor. Noi ne asumăm obligațiunea să implementăm peste 50 de acte normative comunitare în 4-3-5 ani, ceea ce este practic imposibil și nu știu, fiindcă sunt astăzi țări membre a Uniunii Europene care încă nu au implementat directivele 100%. Este foarte straniu că noi ne asumăm responsabilitatea pentru a implementa catalogul comun al soiurilor de plante agricole, care prevede o limitare și un control din partea acelui consiliu de care eu am vorbit, control în domeniul agricol unde vor fi limitate și chiar ni se vor spune unde și ce trebuie să sădim, adică ce fel de culturi, cât porumb, cât soie, cât grâu și așa mai departe. Adică noi lipsim, ca să fiu înțeleasă corect, agricultorii noștri de a lua decizii în dependență de practica lor, în dependență de recomandările Academiei de Știință și altele. Aici apare încă un pericol care este destul de important și chiar vreau să atrag atenția și să atenționez acest lucru. Deci noi ne putem pomeni cu produse, articole care conțin deci, organisme genetic modificate, deoarece în țările din Uniunea Europeană nu sunt interzise organisme genetic modificate, este doar preconizată clasificarea, marcarea și așa mai departe. Și în cazul că nouă ni se impune deci, să sădim porumbul, nu de acesta care avem noi, dar de altul, deoarece el este rezistent la frig, el este rezistent la secetă, el este cu o productivitate de 2-3 ori mai mare, înseamnă că noi trebuie să ne conformăm. Dar ce o să fie cu viitoarea generație și alte consecințe, adică la capitolul acesta nimeni nu atrage nicio atenție. Și clar lucru că a fost revoltător acest fapt că nimeni nu a văzut cu ce a mers guvernul la Vilnius și ce a semnat. Eu am impresia că chiar nici membrii delegației Republicii Moldova nu cunoșteau. Ei parafau tot automat. Și mai ales luând în considerație faptul ce este acest document, dacă va fi interesant, dumneavoastră puteți să... Dar el este plasat deja și pe site-ul și a Parlamentului și a Guvernului.
Și încă, deci, eu cred că este revoltător faptul că nu se discută absolut deloc la nivel de guvern un alt proiect integraționist care a apărut acum. Este vorba de Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, noastră, vedeți, așa țări cum este și Siria, India și multe alte țări care manifestă deja interesul pentru aderare și unde, da, poate într-adevăr sunt careva riscuri, dar vedeți, se văd beneficii și se văd beneficii destul de clare. Deci beneficii în ceea ce ține soluționarea problemei energetice, deci uitați-vă, anul trecut Armenia doar a semnat memorandumul de intenție și deja cu 30% iau reduceri la gaze naturale. Dacă nu greșesc, undeva acum plătesc la 198 de dolari. Circulația liberă a mărfurilor, a capitalelor, deci asigurarea socială a cetățenilor care muncesc în Rusia, în Belarusia, Kazahstan și multe, multe altele. Deci eu cred că guvernarea ar trebui să facă un dialog cu societatea ca să vadă care sunt aspirațiile populației și să discute orice document care poate să afecteze o ramură oricare a economiei naționale, securitatea statului, înainte de a fi parafat. Iată, împotriva la aceste lucruri, noi și am protestat și vom continua să protestăm, precum și împotriva la legile care au fost primite. Cunoașteți faimoasa lege antidiscriminare. În pofida faptului că ați văzut, a fost foarte criticată și de credincioși, și de biserică, și de populația simplă. Țineți minte când a fost blocată intrarea în Parlament, dar oricum deputații au găsit o ușă acolo în dosul Parlamentului, unde au intrat și au votat promovarea, deci, nu legii, dar articolul, da, care interzicea promovarea în masă a homosexualismului și multe lucruri care sunt pentru noi absolut departe de cultura noastră, de relații, de tradiții și în general, de Republica Moldova. În afară de aceasta, cunoașteți foarte multe legi care au fost, nu, deja o parte din prânsele ele au fost contestate la Curtea Supremă, Curtea Constituțională, de ceea ce ține de simbolică, o lege destul de dubioasă, unde noi iarăși noi ne-am arătat, ne manifestăm intenția de a participa la operațiunile militare în Kosovo, care iarăși nu este înțeleasă de societate. Și multe, multe alte legi. Eu aș putea aici numi un șir întreg de legi, chiar ultima, politica fiscală. Chiar acum am făcut o sesizare și un proiect de modificare a politicii fiscale, deoarece domnul Ioniță deja și aici implică amendamente la legea cu privire la protecția mediului, care nu este subiectul politicii fiscale, dar prin politica fiscală dumnealui permite introducerea deșeurilor. Două legi, legea cu privire la protecția mediului și legea cu privire la deșeurile de producție și menajeră, care interzic importul deșeurilor de orice origine, cu excepția maculaturii, clar, lucru și cioburilor de sticlă, deoarece sunt întreprinderi care, în calitate de materie primă, folosesc maculatura și cioburile de sticlă. Deci, domnului propune ca să fie acumulatoarele și bateriile uzate, care conțin mercur, cadmiu, substanțe foarte toxice și noi suntem împânziți de deșeuri, această problemă nu este soluționată și prin politica fiscală, uitați-vă că se bagă careva proiecte dubioase și noi vom continua și a protesta aceste lucruri, fiindcă ele sunt în defavoarea societății, în defavoarea cetățenilor și vreau să spun că această revoluție ea continuă, dar revoluțiile sunt diferite, tehnologice, educaționale și multe altele. În toamnă ne așteaptă alegeri parlamentare ordinare, iar anul 2014 este unul electoral. Cum va fi acesta pentru Partidul Comuniștilor? Deja se vede că va fi un an deloc ușor. Va fi o companie foarte murdară, un cuvânt urât, dar îl utilizez acum, deoarece, într-adevăr, se vede intenția partidelor și noi vedem deja cum se străduie prin diferite metode, ba de modificare a
legislație, ba de modificarea Constituției, cumva să se mențină la guvernare. Deci, cum va fi pentru noi acest an? Eu cred că pentru noi, dintr-un punct de vedere, el va fi greu din punct de vedere a faptului că practic toți susținătorii noștri sunt acum supuși unelor teste catastrofale, sunt eliberați din funcție la nivel de consilieri, sunt cumpărați, sunt neastră, vedeți tot ceea ce se întâmplă în societate, dar din alt punct de vedere ne va fi ușor, deoarece noi avem argumente foarte clare, noi avem pilde, fapte concrete, unde putem spune ce am făcut atunci când am fost la guvernare timp de 8 ani de zile și ce au făcut domnii care sunt acum la guvernare, deci timp de aproape 5 ani de zile. Cunosc toți lozincile electorale și a Partidului Liberal-Democrat și a Democrațiilor și a Liberalilor care nu se mai știe ce este la moment cu dânșii. Ei, nimeni din ei nu au promis că o să-l aducă pe Joe Biden, pe Angela Merkel și pe Führer de câteva ori, dar le-au promis pâine pe masă, le-au promis salarii mari, le-au promis pensii, le-au promis luptă cu sărăcia, nu luptă cu săracii și multe, multe alte promisiuni. Și faptul că la moment eu cred că nu există cetățean în țară care nu este afectat de această guvernare, deoarece și în domeniul, practic în toate domeniile, noi vedem sporirea, mărirea simțitoare a costurilor, începând de la benzină, motorină și terminând cu pâinea. Noi vedem care sunt pensiile, în pofida faptului că au fost promisiuni foarte mari, ele nu s-au mărit absolut deloc. Noi vedem reforma școlară, deci aici, într-adevăr, chiar este o catastrofă, fiindcă practic fiecare mamă, tată, bunic este afectat atunci când își trimite copilul ca să meargă pe jos 6-7 km, pe frig, pe vânt și vedem care sunt rezultatele. Cu părere de rău, ele sunt foarte negative. Dacă noi am ajuns în Republica Moldova astăzi, 30% să nu frecventeze școala, eu cred că este o cifră alarmantă. Dar cifra aceasta este luată din rapoartele internaționale, raportul UNICEF-ului, care au făcut un studiu în domeniul respectiv. De aceea avem pilde concrete și eu cred că din punct de vedere a faptelor, noi avem cu ce merge la alegeri, noi practic colegii în toată lunea sunt în teritoriu și nu numai lunea, sâmbătă, duminică, avem foarte multe întrevederi cu cetățenii, cunoaștem care sunt neajunsurile, drept că nu prea putem ajuta, fiindcă acum este foarte greu să ajuți pe cineva, fiindcă într-o țară cu corupție foarte extinsă, așa cum este Republica Moldova, este greu să cauți dreptatea, dar totuși ne străduim ca să găsim în cazuri concrete. Comuniștii continuă să fie lideri la intențiile de vot ale moldovenilor, chiar dacă au înregistrat o mică scădere. Cine credeți că vor mai accede în Parlament? Care sunt șansele ca foștii dumneavoastră colegi, mă refer la domnul Dodon, președintele Partidului Socialiștilor, și Vadim Mișin, lider al Partidului Renașterea, să-i vedeți în legislativ? Eu mă bucur că dumneavoastră accentuați că comuniștii sunt în top. Și vreau să spun că este probabil un caz unic, dacă îmi puteți da exemple chiar în alte țări sau în Republica Moldova, când un partid care se află în opoziție să fie în topul deci alegerilor, să fie în topul simpatiei poporului, așa? Deci, practic, așa ceva nu a fost, fiindcă cum partidul venea în opoziție, el se destrăma și nu mai rămânea nimic din acest partid. Indiferent de faptul de trădările care le-am avut, partidul este un partid puternic, un partid care lucrează cu o echipă de profesionaliști, cu strategii concrete și lucrul acesta și ne face cu toate că sondajele care sunt și dumneavoastră spuneți că este puțină scădere, dumneavoastră cunoașteți de cine, ele sunt deci, solicitate și eu cred că cu siguranță undeva încă 10% care sunt scăzute ne le puteți spune, că nu o să vă greșiți. Referitor la alte partide și la foștii colegi, înțelegeți, și Partidul Socialiștilor și Renașterea
Eu nu că cred, dar sunt sigură că nu au nicio șansă, deoarece acestea nu sunt partide de sine stătătoare. Acestea sunt partide artificial create de aceeași guvernare, ca să-și soluționeze problemele. Și noi am văzut aceiași socialiști, deci care a fost scopul creierii acestui partid, alegerea șefului statului, cu toate testele la statalitate, noi vedem declarațiile acum domnului Timofte și clar lucru că este un lucru foarte urât, dar cu părere de rău aceasta ea. Ce alt partid, Renașterea, dumneavoastră ați văzut că de asemenea este creat de aceeași guvernare, chiar atunci când s-a votat faimoasa lege cu privire la interzicerea simbolicii. Clar lucru că foștii colegi nu au votat, dar ei au asigurat quorumul fără de care era imposibil votarea prezentei legi. Adică sunt partide, încă o dată spun, artificial create. Dar dacă vorbim de consolidare, eu știu, societății în jurul acestor partiduri, partide, partiduțe sau cum să le numim, eu cred că este un lucru foarte dificil, fiindcă dumneavoastră, vedeți, sunteți martori că ei nu se pot consolida singuri pe dânsii. Dacă luăm socialiștii din acești patru trădători, sau cum ne numim noi, deci care persoane care au trădat partidul, liderul care s-au dus din partid, ei s-au pomenit într-o situație că ei între dânsii de acum nu pot coopera. Dumneavoastră vedeți declarația de doamnei Abramciuc, chiar în plenul Parlamentului, fosta președintă a partidului respectiv, declarația lui Dodon, adică ei singuri între dânsii nu se pot consolida. Noi nu mai vorbim de consolidare, eu știu, a cărorva simpatizanți. De aceea, eu nu cred că au vreo șansă să accede în viitorul Parlament. Referitor la partidele care se află acum la guvernare, eu nu știu ce trebuie să le spună ei oamenilor, cetățenilor, ca să-i aleagă încă o dată. Clar lucru că utilizând în masă resursele administrative, alte metode destul de murdare, au șansele ca să acceadă. Referitor la colegii, adică Partidul Liberal, care deja nu se mai înțelege ce este cu acest partid, nu cred că cei care se numesc reformatori au careva șanse, deoarece soarta trădătorilor, practic, e cunoscută nu numai la noi în țară, dar și în toată lumea. Ceilalți, nu având un procent, eu știu, careva stabil, care este foarte, foarte micuț, dar oricum procentul ăsta poate să se dizolve acum între reformatori și liberali, dar mă rog, este strategia lor, sunt problemele lor, ceea ce pe noi, într-adevăr, nu tare ne doare, acum nu ne afectează, noi acum suntem axați pe programa noastră și electorală și de guvernare mai apoi, și pe strategiile, pe domenii, lucruri care îl îndeplinim zilnic. Dumneavoastră personal, sunteți mulțumită de activitatea dumneavoastră și în general a fracțiunii Partidului Comuniștilor? Înțelegeți, pot să fiu mulțumită de activitate atunci când vezi rezultate concrete. Eram destul de mulțumită de activitate atunci când eram ministru, când veneam rezultatele deci și a investițiilor care veneau în domeniul urma discuțiilor purtate și multe, multe alte implementări legilor și așa mai departe. Atunci când stai cu proiecte de legi care sunt foarte necesare, foarte necesare societății, chiar proiectul de lege care este votat unanim în prima lectură, ceea ce ține de extragerea nisipului din râul Nistru și Prut, deci este o problemă catastrofală că noi putem să rămânem peste câțiva ani fără apă potabilă dacă se prelungește această extragere și comercializare abuzivă a acestui nisip, deoarece la moment nu mai vine din Carpați, nu se depun sedimente, deoarece se opresc la Novodnistrovsk. Și multe, multe alte proiecte de legi, ele nu știu de ce nu sunt, adică cum nu știu de ce, eu știu foarte bine de ce, ele nu sunt acceptate de biroul permanent a Parlamentului ca să fie puse în discuție. Referitor de cei din punctul ăsta de vedere, clar lucru că nu este acea satisfacere și nu pot să fie satisfăcut de lucrul care îl faci, deoarece nu vezi rezultatele. Dar ceea ce ține de fracțiune, vreau să spun că eu, în general, fiind membru a fracțiunii Partidului Comuniștilor, sunt chiar undeva satisfăcută de munca care o facem, fiindcă este o muncă enormă.
Și chiar faptul că cele peste 200 de acte legislative ele nu au fost puse măcar pe ordine de zi ca să fie discutate, dar ele sunt proiecte sociale, ele sunt proiecte economice, menite într-adevăr să aducă bunăstare și noi nu doar venim cu careva proiecte declarative, dar arătăm de unde se poate de luat banii ăștia, unde pot să-i utilizăm. Proiecte ce ține de securitate, neutralitatea statului. În pofida faptului că guvernarea nu vrea să le vadă, dar ele sunt, practic, la fiecare ședință noi le aducem aminte guvernării și noi poporul vede care este munca noastră, care este rodul și cu ce proiecte venim noi și cu ce proiecte vine guvernarea. Am în vedere aici și privatizarea aeroportului, Banca de Economie, atacurile Raider și multe, multe alte lucruri urâte cu care se ocupă acum guvernare. De aceea eu cred că activitatea aceasta noastră zilnică, munca aceasta enormă, a fiecărui deputat în parte și a fracțiunii în general, este foarte utilă pentru întreaga societate. Și astfel zilnic noi acumulăm o experiență enormă. Plus la experiența care am avut-o anterior, într-adevăr, aceasta este o practică urâtă, o practică care nu trebuie să fie, o practică care noi vedem cum trebuie să stea lucrurile și vedem că intenționat nu se face așa, deoarece sunt interese a câtorva persoane. Și toată această practică se acumulează și eu cred că în viitorul apropiat noi vom demonstra-o fiind deja partid aflat la guvernare. Vă mai tentează o mandată de deputat sau vă gândiți la o altă funcție? Dacă vorbim de mine personal, vreau să vă spun că niciodată nu m-am gândit la careva funcție, la careva stele. Eu am avut o carieră profesională destul de grea, dar vreau să spun că și frumoasă, începând de la simplu inspector de mediu, trecând toate stadiile, specialist, șef de secție, șef de direcție, șef de departament, viceministru și ministru, neavând în spate rude, neavând în spate, eu știu, careva protecție și nu mă tem de lucru, deoarece, într-adevăr, la noi era o altă situație, eu mă uit acum, cum nimeresc persoane în funcțiile de conducere, începând de la Parlament, chiar din prezidiul Parlamentului și terminând cu miniștri, neavând absolut nicio experiență, neavând absolut nicio practică, venind din careva ONG-uri care nu au deci această practică de conducere, de lucru în organele de stat, și noi vedem care sunt rezultatele. Rezultatele sunt foarte proaste. De ce? Eu cred că în viitor voi fi alături de echipa Partidului Comuniștilor, deoarece am de gând și mai departe să lucrez în comun cu colegii și voi fi acolo unde vom decide împreună că sunt mai utile. Ce părere are Partidul Comuniștilor despre votul mixt propus de Partidul Democrat? Credeți că favorizează pe cineva? Deci noi ne-am expus, nu a dat clar lucru că favorizează chiar în primul rând pe Partidul Democrat. Și aici mult nu trebuie să filosofim, deoarece am văzut practica Găgăuziei, neacumulând voturi nici măcar pentru un mandat, ei dețin puterea în Găgăuzia. Deci, într-o țară cu democrație șchioapă, sau chiar spune fără democrație, într-o țară unde corupția e ca la ea acasă, începând din organele de vârf, într-o țară unde nu avem procuratură, unde nu avem curte constituțională, dumneavoastră vedeți că chiar unde decizii sunt contravin Constituției, într-o țară unde criminalitatea este destul de sporită, este inadmisibil de vorbit de acest sistem. Și noi vedem și pilda Ucrainei. Eu cred că țara noastră nu vrea să se pomenească în viitorul Parlament cu reprezentanția, cu structuri oligarhice care, clar lucru, nu se doară capul absolut nici de țară, nici de cetățeni. Vor prelungi să fure cum fură acum tot ce a mai rămas în țara aceasta, lăsând-o și fără oameni, și fără surse, și fără nimic. Hai să vorbim chiar așa, destul de simplu. Uitați-vă cât este de greu să soluționeze o problemă pentru o țară, pentru o fracțiune întreagă. Dar ce poate hotărâi un deputat, unul singur, neavând colegi, neavând... Deci, noi considerăm că acest sistem, la moment, este
inadmisibilă de impunitate în Republica Moldova. Dar despre micșorarea pragului de la 6% la 4%? Nu, și despre micșorarea pragului electoral. Deci noi vorbim de partide puternice care pot soluționa probleme, care pot într-adevăr să-și asume careva responsabilitate. Pe ce să vorbim noi de un partiduț care abia de are pragul, eu știu, acolo de 3% sau de 4% să acceadă în Parlament. Nu, sunt categorii contra. În Parlament trebuie să intre partide puternice și, într-adevăr, trebuie de gândit la problemele țării, la cetățenii noștri, cum să-i aducem acasă, cum să-i creăm locuri de muncă, cum să le creăm condiții și la țară, cum să lăsăm copiii să învețe aici, cum să scoatem corupția din învățământ, din procuratură și așa mai departe. Și de aceea eu cred că în Parlament trebuie să acceptă partide puternice și suntem contra lucrurilor micșorării pragului. Este gata Partidul Comuniștilor să guverneze Republica Moldova? Partidul Comuniștilor în tot timpul s-a târnat față de problema respectivă, deci foarte responsabil. Dumneavoastră cunoașteți probabil că atunci când era Partidul Comuniștilor la guvernare, practic mai erau și atunci, dar foarte puțini oameni întâmplători, cei ce vedem acum, 100% practic de oameni întâmplători la guvernare, care nu au idee de probleme și de statalitate în general. Deci, referitor la faptul dacă suntem gata, da, eu vreau să spun ferm că suntem gata. Pe parcursul aceștia 4 ani și ceva, săptămânal se întrunesc ședințele grupurilor de lucru. Fracțiunea este divizată în 4 grupe de lucru, grupul economic, grupul social, grupul juridic, grupul care se ocupă de problemele de securitate a țării. Deci, noi avem deja elaborate strategii care urmează să le implementăm venind la guvernare, strategii sectoriale, fiindcă este alarmantă situația că acum când noi am văzut pe parcursul la acești deja 4 ani de zile, atunci venind, când au venit într-adevăr oameni întâmplători, lucrurile bune care au fost făcute, ele au fost aruncate, chiar dacă la Ministerul Mediului. Mă doare foarte mult sufletul de ministerul ăsta, deoarece din 89, deci am activat în cadrul acestui minister și am fost chiar autor la multe proiecte de legi și chiar am fost una din fondatoare a Fondului Ecologic. Și acum când văd cum se cheltuiesc acești bani, cum se dă la cumetrie, la nănaș, la fin, nu știu la ce, cum banii aceștia care puteau fi deci, implementați în careva proiecte concrete, fiindcă probleme avem foarte multe și cu deșeurile, și cu apele, și cu pădurile. Ele se dau câte 4 milioane pentru organizarea cărorva conferințe sau pentru organizarea cărorva deplasări a ministrului. Deci sunt chestiuni criminale chiar. Și atunci când erau elaborate strategii în domeniul chiar, strategia de aprovizionare cu apă și canalizare, care urma să fie implementată până în 2015 și care foarte clar arăta de unde și câte sate și cum trebuie eșalonat, deci soluționată problema. Ea a fost aruncată, au fost solicitați bani europeni, sub 2 milioane și se elaborează o altă strategie care practic, deci ea nu poate să fie alta, fiindcă noi nu avem alte râuri în afară de Prut și Nistru, fiindcă noi nu avem alte surse subterane. Adică tot se vine la strategie veche, numai că se cheltuie bani, se împrumută sume enorme, numai că se cheltuie timp și nu se soluționează problemele. De ce noi suntem gata de guvernare, noi suntem practic deja cu documente elaborate, strategii pentru durata minimă și pentru durata maximă, deoarece acum va fi foarte responsabil de venit la guvernare după ce în țară practic n-a rămas nimic. Nici bănci, nici întreprinderi, nici și dacă ei mai reușesc acum să mai fure tot ce au mai rămas și Mo Telecomul și alte instituții și alte întreprinderi care aduc profit statului, vă imaginați că într-adevăr o responsabilitate enormă, practic, va fi. Dar eu vreau să vă spun, să vă aduc aminte de 2001, atunci când am venit la guvernare. Țineți minte care era situația în întreaga societate și acele salarii echitate sub formă de marfă, caloși, crupe și lumină livrată pe ore și multe, multe lucruri. Clar lucru că poate încă nu s-a reușit să se facă multe, dar foarte multe lucruri s-au făcut. Este incomparabil cu ceea ce se face acum. Acum se distruge. Se distruge tot. De aceea eu vreau să spun cu toată responsabilitatea că Partidul Comuniștilor este gata să preia guvernarea. Doamna Ivanov, vă mulțumesc mult și vă urez succes! Mulțumim mult!